Deci, câmpul ăsta este ce carvacilor. Carvacilor nu mai vin. Sunt decât eu cu Darko. Am sărit pe aici. Sper că nu se întâmplă nimic. Hai, Darkuțu. Și vreau să mergem unde se văd. Stai, Darku! Unde se văd pomii. Deci, eu am multe curiozitate să știu ce e acolo. Aici scase. Hai, Dărcuțu, că nu mergem acolo. Deci un porumbel. Deci în partea aia noi am mai fost. Aici sunt porumbei și Darko vrea să-i alerge. Hai, mămică. Sincer să vă spun, nu este un pic teamă. Dar dacă nu riști, nu câștigi, nu? Hai să vedem. Ia să vedem, mă, dar cu unde ajungem noi încolo? No, mamă, nu mergem încolo. Sări gardul ăla. Aoleo, cred că e... Știți ce cred că e? Deci noi pe partea elaltă când mergem, e podul ăla. Și... E ca o prăpastie, am impresia. Stai, Darko. Eu mai vreau să vin pe aici, dar erau vacile și... Na, dacă nu-i voi... Ce-ai găsit? Nu-i voi, mamă, să... Dar uite și pe ăsta vrea să mănânce bălegarul. Băi, băiatule, ia stai, stai încet. Aici... Aha. Da, ce am zis, ia stai. Stai, Darko. Exact cum ziceam, ca o prăpastă. Da. Nu mă apropii, că mă frică. Am lăbut cu aceste. Ia stai, Dărguț. Stai, mamă. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până aici. Și îmi tremură și mâna de emoții. Și ce pot să vă spun? Vă pup cu mare drag.